de mai devreme. Imaginile pe care le vedeți acum. Președintele Klaus Iohannis la Cernavodă a asistat astăzi acolo la marcarea 25 de ani de la darea în folosință a reactorului 1. Va sta de vorbă cu jurnaliștii. Ascultăm declarațiile președintelui chiar acum. Cernavodă cu ocazia împlinirea a 25 de ani de intrare în funcțiune a primului reactor care în continuare funcționează la parametri excepționali. Am felicitat întreaga echipă și mi-am exprimat speranța că vom merge cu același nivel de performanță mai departe și vom realiza investițiile pe care ni le-am propus pentru a consolida baza energetică a României în așa fel încât, la un moment dat, să devenim din importator de energie, exportator net de energie. Avem tot ce ne trebuie pentru a ajunge acolo, iar acordul cu parteneriatul, cu partenerul nostru strategic, cel mai important, cu Statele Unite ale Americii, este de bun augur și în timp ce am vizitat diferite locații, am aflat că suntem pe un trend foarte bun și lucrurile merg mai departe. Le doresc tuturor de aici mult succes. În altă ordine de idei, legat de politica noastră internă, probabil majoritatea, dragi români, ați aflat că a avut loc o moțiune de cenzură și guvernul, cum se spune mai colocvial, a fost dărâmat de unii politicieni care au dorit să arate pur și simplu că au voturi suficiente ca să dărâme guvernul. Nu au nicio gândire pentru ce urmează după și evaluarea mea, oricât de trist ar suna, este că acest guvern a căzut victimă unor orgolii politicianiste care nu au în spate nicio gândire pentru România sau pentru români. Aici suntem acum, foarte pe scurt, cum s-a ajuns aici, USR, care s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea la un moment dat, din motive de ei știute, ceea ce nu a fost bine, dar s-a mai întâmplat ca partide să plece de la guvernare. Însă pentru USR nu a fost suficient, s-au aliat cu PSD și cu AUR și au dărâmat guvernul. Acum trebuie să găsim o ieșire din această criză în care am intrat pentru că guvernul a căzut victima acestor orgolii. Pașii constituționali sunt bine cunoscuți. Eu voi invita partidele parlamentare la consultări și voi încerca împreună cu cei mai maturi, mai responsabili, să găsim o ieșire din această criză. Am decis că voi organiza runda de consultări luni începând de la ora 12, voi avea consultări cu partidele parlamentare. Sincer, nu știu dacă prima rundă de consultări va duce la o soluție, dar eu personal sunt total implicat și eu sunt hotărât să găsesc împreună cu partidele care au maturitatea politică necesară o ieșire din această criză, fiindcă nu putem să stăm peste iarnă fără guvern,
Suntem în pandemie, suntem în plin val 4, pentru că prea puțin români s-au vaccinat. Suntem într-o criză a prețurilor la energie, care nu a fost generată de noi, ci este o criză globală și va trebui să-i facem față. Pe de altă parte, suntem aproape în pragul iernii și sunt nenumărate probleme care trebuie să fie rezolvate de un guvern cu puteri depline. Deci este clar, cu maturitate, cu calm, trebuie să găsim soluții pentru această criză guvernamentală. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, poftiți! Bună ziua, Ionela Arcanu, Realitatea Plus. Domnule președinte, pentru că ați vorbit despre această alianță care a dus la căderea guvernului, vreau să vă întreb dacă veți chema la consultări reprezentanții PSD, AUR, USR Plus împreună și veți cere o variantă de premier din partea celor trei. Partidele vor fi chemate separat la consultări, așa cum i-am chemat separat și până acum. Dar veți cere o variantă de premier din partea celor trei? Voi ține consultări și voi trage concluziile după. Bună ziua, domnule președinte, Janina Vatkovici, România TV. Aș vrea să vă întreb direct dacă ați susține un guvern minoritar PNL-UDMR cu susținere PSD în Parlamentul României. Am văzut că în media, în talk show-uri, în articole, sunt foarte multe opinii, se vehiculează variante. Chestiunile, sigur, teoretic pot fi așezate în diferite variante. Pe mine nu mă interesează teoria chibritului, pe mine mă interesează să avem un guvern care poate să gestioneze bine România și asta voi căuta. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. Aseară, guvernul în prima ședință, după ce a fost demis de Parlament, a decis alocarea din fondul de rezervă a 1 miliard de lei către primării. Astăzi, atât PSD cât și USR anunță că această decizie este una de folosire a banilor aflați la dispoziția guvernului în mod discreționar și că banii merg mai ales către primării conduse de reprezentanței PNL și ai UDMR. Și PSD spune chiar că va face o plângere penală pentru abuz de serviciu pe numele lui Florin Câțu. Și vă face de asemenea responsabil și pe dumneavoastră. Știați de această decizie și cum vi se pare? Da, este mai nou un hobby al unora de a mă acuza, de a acuza guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziționare în vederea consultărilor și a formării unui nou guvern. Eu sunt convins că guvernul și premierul Câțu fac toate lucrurile exact așa cum este legal și corect. Nu am niciun fel de emoții în această chestiune. Pe de altă parte, este clar că acum, în pragul iernii, anumite autorități au nevoie de sprijinul guvernului și sunt convins că în această perspectivă au fost făcute alocările respective. Că unii și alții nu sunt mulțumiți, probabil este expresia unei frustrări, pentru că nu ei sunt acolo la cheia banilor, dar am discutat de mult aceste chestiuni cu premierul Câțu și am primit toate asigurările că aceste alocări vor fi făcute strict în corelare cu nevoile comunității, autorității locale respective. Dacă îmi permiteți, la rectificare, suma aflată la dispoziția guvernului a fost majorată, iar explicația de atunci, de la rectificare a lui Florin Câțu, era că banii sunt pentru urgențe legate de pandemie. Vi se pare bună în acest context decizia? Da, da, suntem în plină pandemie. Este foarte trist și sunt
Sunt în situația să repet de nenumărate ori. Suntem în pandemie, valul 4 ne-a lovit foarte rău și îi rog foarte mult pe români să meargă să se vaccineze. Suntem într-un paradox. Suntem în pandemie, avem arma pentru a termina pandemia, este vaccinul și în continuare lumea stă și nu se vaccinează. Nu pot să înțeleg foarte bine aceste reticențe. Este un vaccin verificat și răzverificat pe miliarde de oameni între timp. Este un vaccin care funcționează foarte bine și îi rog pe români să meargă să se vaccineze, să terminăm odată cu această pandemie și să ne vedem de treaba noastră. Bună ziua, domnule președinte, Vasile Marcu, Antena 3. Am văzut că îi acuzați pe cei din USR că au ieșit de la guvernare fără nicio justificare. În același timp, USR, prin vocea fostului ministru al justiției, Stelian Ion, vă face principal vinovat pentru această criză politică. Ba mai mult, spunea că i-ați cerut să renunțe la proiectul de desființare a secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Chiar ieri spunea că prelungiți artificial această criză ca să-i dați timp echipei câștigătoare să facă negocieri cu socialdemocrații. Întrebarea este dacă mai vedeți posibilă întoarcerea în coaliție de guvernare alături de PNL și de UDMR a celor din USR și dacă mai permiteți o scurtă întrebare legată de pandemie, dacă din ordinul dat aseară, ordinul de ministru, dumneavoastră ați înțeles când trebuie purtată pe stradă masca. Mulțumesc. Eu zic că masca trebuie purtată tot timpul până când se vaccinează destul și până scăpăm de această pandemie. Este o măsură de precauție simplă, ușor de folosit și eficientă. Nu vreau să comentez afirmațiile unui ministru care a fost dat afară fiindcă nu a făcut nimic. Iar în ce privește combinațiile de partide care vor duce la formarea unui nou guvern, tocmai acest lucru va fi, dacă se poate, lucidat la consultări. Gabriela Del Pupo, V1 TV. În contextul în care Raed Arafat anunță o catastrofă medicală și Valeriu Gheorghiță compară situația de acum din România cu cea din Italia la un apogeul valului 3 de acolo sau chiar al valului 2, de ce încă nu sunt luate măsuri în ceea ce privesc evenimentele private și concertele? Practic, acelea sunt momentele în care oamenii stau foarte mult împreună și se transmite virusul într-o proporție foarte mare. De ce nu sunt interzise cu totul? Sunt convins că la Comitetul Național se discută aceste măsuri și cum dumnealor au toate datele relevante, vor lua măsurile care se impun. Dar până acum nu au făcut asta. Nu au fost luate cu totul alte zone măsuri. Cum ar fi masca pe stradă, de exemplu, dar o nuntă chiar și cu persoane vaccinate. Se poate ține în continuare? Din informațiile mele, dumnealor, se bazează pe date colectate din toată țara și iau măsuri care trebuie luate în plan național pentru toată lumea, iar fiecare comitet județean ia măsuri suplimentare pentru ce se întâmplă acolo. Viorel Matei, Prima TV. Domnule președinte, în urmă cu o săptămână, premierul Florin Câțu, cu drepturi pline atunci, spunea că exclude orice plafonare a prețurilor la energie. Acum că este interimar, spune că dacă va fi din nou premier plin, o să plafoneze prețurile la energie. Cum vă explicați lucrul ăsta? Pare o monedă de schimb. Nu cred că e o monedă de schimb. Cred că este o schimbare de atitudine în funcție de evoluția pieței. Nu s-a așteptat nimeni să avem aceste creșteri fantastice la prețul gazelor, cum în realitate nu s-au așteptat experții, cum de obicei nu se așteaptă când apar crize, să crească prețurile la energie așa de mult. Exact din acest motiv am dorit să atrag atenția autorităților europene că trebuie să acționăm repede și împreună. Am purtat o discuție lungă cu doamna președinte von der Leyen, când a venit în România să ne prezinte PNRR-ul, Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobat pentru
România și am avut o discuție pe această speță la summitul din Slovenia, de la care m-am întors aseară. Am reușit împreună cu alții care sunt la fel de preocupați să punem această chestiune în centrul atenției Comisiei Europene, care a primit temă de la noi să pregătească un set de evaluări și măsuri pe care le vom discuta la sfârșitul lunii în Consiliu. Însă până atunci, miniștrii energiei vor discuta împreună cu Comisia cele mai bune măsuri. Și cum aceste măsuri la nivel european trebuie corelate, trebuie negociate, discutate, nu vom putea să luăm măsuri foarte repede. De aceea, una din măsurile posibile este, sigur, plafonarea, o măsură care poate să ne treacă prin iarnă până când se pot pune în practică alte măsuri, fiindcă este nevoie de data aceasta de un set amplu de măsuri pentru a nu lăsa aceste prețuri să ducă la o explozie generalizată de prețuri în economiile europene. Mulțumesc! Bună ziua, Dana Costa, Digi24. Concret, dumneavoastră susțineți ideea plafonării prețurilor la energie? Da, sunt de acord cu această măsură acum, pentru această iarnă. Dar decizia este evident în altă parte. Liliana Ioniță, ziarul Replica de Constanța. Domnule președinte, Italia este prima țară europeană care, acolo unde certificatul verde devine obligatoriu la locul de muncă, începând cu 15 octombrie. Considerați că o astfel de măsură este necesară și la noi, măcar pentru medici și profesori, având în vedere că, iată, avem și peste 300 de morți pe zi, iar dacă acest ritm se menține, ajungem la circa 10.000 de morți pe lună, ca și cum am fi în război? Este o măsură care se discută și la noi. Știți bine că am avut această discuție. Este o măsură deocamdată în discuție ca și vaccinarea obligatorie. Eu nu sunt neapărat adeptul unor măsuri obligatorii și cu represalii, dar dacă nu reușim prin alte măsuri să încetinim răspândirea virusului, de exemplu prin măsura cea mai naturală, prin vaccinare, atunci este posibil ca la un moment dat și astfel de măsuri mai puțin populare să fie luate în discuție și aprobate, probabil acum de Parlament, cum guvernul este interimar și nu poate să dea ordonanțe de urgență. Ori astfel de măsuri care afectează libertatea cetățenilor se iau prin lege. Bună ziua! Eu sunt ziarul Ziua de Constanța. Sunt spitalele din România un loc sigur? Mulțumesc! Avem foarte mulți specialiști foarte buni, avem medici foarte buni, personal medical foarte bun și ei au toată admirația și considerațiunea mea, dar din cauza crizei sanitare care pune o presiune nemai întâlnită pe întregul sistem de sănătate, pe spitalele din România, din păcate am avut accidente.